Am revenit, suntem în direct, conferențiar universitar Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică. Este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou. Așa, domnule profesor, subiectul din această seară este legat de poluarea din municipiul Iași. În această perioadă sau în această toamnă am avut parte de mai multe depășiri atunci când vine vorba de PM10. Ce înseamnă acest lucru? Sau mai întâi v-aș întreba ce înseamnă PM10 ca să le reamintim celor de acasă. Dacă ne reamintim, anul trecut, fix pe vremea aceasta, eram din nou în studioul dumneavoastră și anunțam, din păcate, un episod de poluare foarte mare. Se întâmplă și acum, de ceva vreme, din octombrie, când foarte mulți poluanți depășesc, din păcate, valorile maxime admisibile la anumite intervale de timp și în anumite condiții și meteorologice. Să revin și să răspund întrebările dumneavoastră, particulele acestea PM10 sunt particule cu dimensiuni de sub 10 micrometri. Sunt deocamdată cele măsurate preponderent la nivel național, inclusiv în Iași, și prezintă o anumită importanță din punct de vedere al, să spunem, interacțiunii cu omul, adică efecte de, să spunem, de sănătate, și nu sunt de altfel cele mai importante particule de analizat, sunt particule mai mici, așa numitele particule PM2,5, și, din păcate, cum spuneam, nu sunt atât de bine monitorizate pe cât ar trebui, pentru că acestea ne afectează, de fapt, cel mai grav sănătatea și, în relație cu acest virus, există, să spunem, o corelație directă. O să vorbim și despre această corelație, nu înainte de a vă întreba dacă această perioadă, perioada toamnei, e cea mai favorabilă când vine vorba de poluare, adică în această perioadă poluarea atinge cote maxime? Așa este. Din păcate, de regulă, în această perioadă, în Iași, de altfel în toată țara, nu este neapărat, să spunem, o nuanță pentru Iași, poluarea crește foarte mult și anume anumiți indici de poluare, fie că vorbim de aceste particule, fie că vorbim de anumite sortimente de gaz, din vari motive. Se întâmplă lucrul acesta, mai ales pe fondul unor fenomene meteorologice numite ele sau numite și, spre exemplu, inversiunea termică. Sunt mai multe, să spunem, fenomene care toate duc la o creștere a acestor poluanți la sol, poluanți pe care noi îi avem aici, dar în aceste condiții nu se mai pot dispersa în atmosferă ușor și atunci rămân și băltesc, se acumulează foarte mult și îi resimțim de altfel printr-un miros caracteristic. Respirația devine mai greoaie și obosim mai mult și multe alte consecințe care sunt specifice și anumitor zone dintr-un oraș dat. În cazul de față vorbim de Iași, sigur sunt ele cunoscute. Și totuși, dacă vorbim de Iași, poluarea în cartiere are diferite intensificări, să spunem exact. Așa. Care sunt zonele cele mai poluate? Exact. Și unde e cel mai bine să locuim în Iași, astfel încât să nu ne afecteze? Sunt efectuate o serie de măsurători, sigur sunt primele cele de la Agenția de Protecție a Mediului, mai sunt rețele de private, dar nu toate acestea nu sunt încă suficiente pentru a da o analiză în timp real, să spunem, să avem o hartă pentru a vedea sursele de răspândire, de evoluție până la urmă și tot ceea ce a spus dumneavoastră. Dar măcar să spunem așa o imagine globală surprinsă la un moment dat arată în felul următor că zonele cele mai joase ale Iașului și acolo unde nu sunt curenți de aer sunt cele mai nefavorabile în anumite intervale de timp și deci este poluare mai mare acolo, unde, iar zonele mai înalte suferă mai puțin de acest handicap și sunt ceva mai curate. Deci răspunsul este acesta. În zonele, spre exemplu, Copou, Breazu, Bucium, sunt zone mai curate, de regulă, și zonele mai joase, cum ar fi zona Podul de Piatră sau zona aceasta unde este postul de televiziune și Canta, Păcurar și așa mai departe, am făcut un clasament de acesta și acum am să redau foarte, foarte sumar tot ce s-a realizat. Deci zonele mai joase de regulă, dar în anumite condiții sunt mai multe condiții care trebuie să fie îndeplinite, dar așa stau lucrurile, din păcate, în anumite intervale de timp. Și în această perioadă
Așa s-au lucrurile. Dar în ceea ce privește poziția geografică, domnule profesor, ne avantajează pe locuitorii Iașiului? Sunt mai mulți factori care uneori nu ne avantajează privind acest subiect, privind poluanții, fie aduși din zonele de la periferie, fie... Fac o paranteză, domnule profesor, îmi cer scuze, Iașiul e și numit orașul celor 7 coline, cum influențează... Da, e vorba de curenții de aer, de intensitatea lor, de mișcarea lor. Aceștia pot răspândi mai mult sau mai puțin poluanții în atmosferă, pe verticală sau în plan orizontal, și de aici și o acumulare mai mare sau mai mică, în funcție de mulți factori. Acum, sigur, pentru a diminua acești poluanți la sol, e nevoie, cum spuneam, de o rețea de monitorizare în timp real pentru toată suprafața municipiului Iași, undeva la vreo 100-130 de kilometri pătrați. Și acest lucru se poate face. Există tehnologie și dacă, sigur, primăria sau Consiliul Județean dorește să aducă, să realizeze o astfel de să spunem, de infrastructură, eu le voi da o mână de ajutor cu dragă inimă. În ceea ce privește poluarea din acest an, domnule profesor, în anul în care ne confruntăm cu această pandemie, a mai scăzut cel puțin comisarul șef de la Garda de Mediu Iași, care a fost recent invitat în jurnal, susține acest lucru, ne spune că și în contextul pandemiei a scăzut mult poluarea, în special în Iași, iar orașul nostru nu mai face parte din topul național al orașelor poluate. Eu cred că mai puțin important este topul, ci cantitatea de poluanți care există într-o zonă dată. Odată cu această pandemie, să spunem, partea bună a lucrurilor, dacă se poate spune, că sună cinic totuși, pentru că această pandemie a adus foarte multe probleme și ne afectează foarte mult, atât în țară, cât și în orice altă, și în multe alte zone de pe glob, poluarea a scăzut cu aproximativ 30% și aici depinzând de anumiți compuși poluanți. Și în Iași s-a redus pentru că s-a redus și traficul într-o anumită măsură, s-a redus și anumite surse de poluare industriale și multe altele, fiind în legătură directă cu aceste, să spunem, probleme legate de pandemie, de constrângeri, să spunem. Și atunci, inevitabil, s-au redus astfel de poluanți. Se simte acest lucru de multe ori. Alte ori, totuși, există niște vârfuri care ar trebui ele să fie diminuate, totuși. În schimb, per total, e o anumită scădere. Așa este. Iar, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt principalele cauze ale poluării aerului din municipiul Iași? Sunt mai multe cauze, sunt ele cunoscute, unele nu sunt cunoscute nici măcar de mine, pentru că nu am posibilitatea să le fac să fac o investigație. Dar în mare măsură și în linii generale. În linii mari e vorba de trafic, de fluidizarea sa, a traficului, de tipurile de mașini, adică de calitatea lor, și anumite intervale de timp când toate acestea sunt cumulate ca intensitate și ca efect. Apoi șantierele de asemenea și apoi în această perioadă există o anumită pondere a poluanților rezultați din arderile de combustibil, de cărbune sau mai ales de lemn. Acestea, sigur, aduc o anumită contribuție de poluanți la suma întreagă a celora din oraș, mai ales pentru periferie. De aceea este important ca autoritățile și să ajute populația încât acele familii să treacă spre folosirea gazului natural sau să se cupleze la alte rețele, rețeaua centralizată sau energia electrică. Aceasta este imperios necesară pentru a reduce, pentru că este o importantă contribuție în această perioadă. Domnule profesor, în tot acest context v-aș întreba, cum credeți că am stat la capitolul poluarea aerului în Iași, dacă cei mai mulți dintre noi am folosit bicicletele, de exemplu, ca și mijloc de transport, așa cum se întâmplă în orașele europene, ar fi o altă situație? Cu siguranță, acesta e trendul așa, european. Altfel nu se poate și acestea vor duce la o diminuare a poluanților și o sporire a confortului și cel mai important, dincolo de confort,
se va revedea în numărul cazurilor, în numărul oamenilor care se îmbolnăvesc, vor fi din ce în ce mai mic acest număr și al deceselor. Și, mai ales pe acest fond al pandemiei, numărul oamenilor care se infectează va fi ceva mai redus dacă poluarea se va reduce mai mult, pentru că este o legătură directă. Și în câteva zile, probabil mâine, dacă o să am timp, o să transmit un comunicat public pentru mass media legat direct de această relație de legătură directă pentru vreo 20 de județe din Iași, din țară, mă scuzați, și inclusiv Iașul. În ceea ce privește legătura directă dintre virusul acesta COVID-19 cu care ne confruntăm și poluare, spuneam că o să vorbim pe parcursul emisiunii și despre această legătură foarte importantă. Da. Cu cât este mai ridicată poluarea, cu cât gradul de transmitere a acestui virus este și el mai ridicat, cam asta ar fi concluzia. Vă las dumneavoastră să ne explicați de ce au ajuns cercetătorii la acest sens. E un studiu care trebuie continuată. Sunt anumiți poluanți care favorizează răspândirea și agresivitatea acestui virus în rândul populației. E vorba de particule mai mici, particule PM2,5, e vorba de oxizi, de azot, e vorba de ozon. Și toate acestea în cantități mai mari, depinzând și proporția lor, și s-ar putea să mai fie și alți compuși. Dar din moment ce încă studiile sunt în, să spunem, în desfășurare la nivel mondial, pentru că eu mă raportez acum la nivel mondial și sunt măcar preliminare, există certitudinea că acolo unde este poluare, oamenii se îmbolnăvesc mai ușor, iar afecțiunile cauzate de acest virus sunt mult mai severe. În altă ordine de idei, domnule profesor, anul trecut, exact în perioada aceasta când ați fost prezent aici la jurnal, vă întrebam cum ne protejăm de poluare și spuneați dumneavoastră, sunt foarte indicate măștile de protecție și cu siguranță unii dintre cei care ne urmăreau zâmbeau la această recomandare, cum e posibil să mergem fără vreo gripă, vreo viroză, cu masca de protecție pe gură și pe nas. Uitați-vă că anul acesta situația e complet diferită, avem și aceste măști, trebuie să le purtăm și aceste măști de protecție, care ne protejează și de COVID-19 pe de o parte, dar și de poluare pe de altă parte. Exact. Anul trecut, pe vremea asta, nu se putea, sau nu anticipam așa, ce urma nu, să vină, dar eu recomandam să purtăm măști în anumite intervale de timp. Exact. Vorba de în special orele seara, spuneați dumneavoastră, exact, dacă îmi amintesc foarte exact, bine. Între orele 19 și 22, unde poluarea este maximă, mai ales cu oxid de azot, cu benzen, cu toluen și cu aceste particule mici, dar și de asemenea în orele dimineții, între 7 și 9. Și mai ales corelat cu această inversiune termică, e clar că poluarea este foarte mare și afectează pe cei mai în vârstă, pe cei care deja au o serie de afecțiuni și mai ales pentru copii. La ei mă gândesc, sigur, în egală, cel puțin în egală măsură. Și se impune în anumite intervale de timp, cum spuneam, pe anumite zone ale orașului sau ale orașelor, dacă ne raportăm la țară, pentru că știu că emisiunea dumneavoastră și este vizualizată în țară și în străinătate. Ne bucurăm că auzim asta așa. Sigur, se impune folosirea măștii. Acum, sigur, avem masca aceasta de tip, sau se spune că este uzuală masca chirurgicală. Alteori sunt măști mult mai performante, care, să spunem, opresc particule într-o eficiență, cu eficiență mai mare, particule mult mai mici. În orice caz, chiar dacă vorbim, chiar și dacă vorbim de virus, și aici este o să spunem, un capitol care, dacă e deschis, putem discuta câteva săptămâni, pentru că și masca poate să fie, să spunem, să aibă anumite proprietăți legate de eficiența reținerii particulelor mai mici sau mai mari. Și se știe, măcar prin studiile efectuate și studiile efectuate de mine la începutul acestei pandemii, că măștile chirurgicale rețin aproximativ 90% din particule PM0,3 micrometri, deci particule care ajung spre 0,3 micrometri. Adică, și dacă tot am deschis subiectul, domnule profesor, cât de des ar trebui să schimbăm aceste măști?
Ar trebui să le schimbăm mai des. Mi este greu să vă spun, dar cât mai des posibil, pentru că... Adică nici de cum să nu le purtăm mai multe zile. Nici pe departe. Adică să purtăm o mască să mai purtăm, multe zile, așa cum să, am mai auzit. Să le schimbăm cât mai des, din mai multe motive, pentru că odată sunt acele acumulări ale noxelor sau ai virusilor din mediul înconjurător și, de asemenea, au loc o serie de acumulări. Lucrurile sunt mai complicate. În orice caz, odată cu refolosirea măștilor, asta o spun limpede, gradul de eficiență, deci de stoparea particulelor din atmosferă, se reduce foarte mult, măcar din punct de vedere fizic, nu mai spun din punct de vedere chimic, că acolo, la nivelul măștii, sunt alți produși care se formează și ne sunt dăunători. Deci este recomandat de a folosi măști, de a le schimba foarte, foarte des, pe cât se poate. Și dacă am deschis și acest subiect important, COVID-19, deși subiectul nostru ține de poluare, dar oricum nu scap ocazia să vă întreb cum vedeți evoluția acestei pandemii, domnule profesor, și dacă vedeți luminița de la capătul tunelului. Da, eu o văd. Mă tem că încă mai este o perioadă de câteva luni unde numărul încă va fi foarte mare de oameni care vor fi în suferință, mă refer la cei cu suferință, deci la partea medicală, nu la partea economică, pentru că sunt foarte multe aspecte. Exact, care, multe aspecte afectate, din păcate. Care sunt afectate de acest virus. Eu cred că vom scăpa în curând. Vom ieși vingători. Vom ieși. Ne vom învăța o parte dintre noi cu acest virus, pentru că va scade de asimptotic și viața va merge mai înainte, pentru că așa este normal și noi trebuie să fim cu fruntea sus și să ne îngrijim de ceilalți din jurul nostru. Cât noi suntem în formă fizică și toate, trebuie să ajutăm pe cei din jurul nostru. 2 sau 3 minute până la sfârșitul jurnalului ne anunță colegii, domnule profesor, revenind la subiectul inițial legat de poluare, ce am putea face fiecare dintre noi, domnule profesor, astfel încât să reducem poluarea din Iași. Dar vorbim de Iași. Da, dacă ne referim măcar la mașini, ar trebui să folosim, și dacă sunt familii cu mai multe mașini, ar fi bine să cumva să gestionăm altfel și să folosim o singură mașină, să ne îngrijim de calitatea mașinii, pentru că știu că foarte mulți folosesc mașini mai uzate și trec cumva nepermis. Cu alte cuvinte, domnule profesor, una și bună și nu... Verificarea tehnică, da, mașina trebuie să fie de calitate, mașină mai nouă, ar fi ideal să trecem spre mașini electrice, dar măcar cele utilizate în prezent să fie de calitate sau să îndeplinească măcar calitatea tehnică dată în certificatul de înmatriculare. Iar aici autoritățile cu siguranță ar trebui să se implice. Este o altă discuție, domnule profesor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru aceste noutăți. Spor în toate, multă sănătate și vă așteptăm și cu alte informații. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!